grav accident rutier seara trecută în localitatea Eșană, Popricani. Au fost implicate 3 mașini, iar 6 dintre cele 9 persoane aflate în autoturisme au ajuns la spital. A fost haos pe aeroportul din Cluj. Niciun avion nu a aterizat ieri din cauza ceții. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe averea milionarilor Andrew și Tristan Tate. Aceștia sunt arestați pentru trafic de persoane, viol și constituirea unui grup de crimă organizat. Irina Gologan vă prezintă Focus. Grav accident rutier seara trecută în localitatea Eșană, Popricani. În accident au fost implicate 3 autoturisme în care se aflau 9 persoane. 6 dintre ele au fost transportate la unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Din primele informații, accidentul s-a produs din cauza neacordării de prioritate. Unul dintre șoferi conducea cu viteză, iar în curbă a pierdut controlul mașinii, a ajuns pe contrasens și a acroșat 2 autoturisme, care circulau regulamentar. Tot seara trecută și tot în județul Iași, o mașină în care se aflau 2 persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile, în localitatea Stringa. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție, iar unul dintre răniți a fost transportat la spital. Cauza accidentului este deocamdată necunoscută. Milionarii Andrew și Tristan Tate au fost arestați pentru 30 de zile pentru trafic de persoane, viol și constituirea unui grup de crimă organizată și iată că primesc o nouă lovitură la început de an. Procurorii DIICOT au pus sub sechestru colecție impresionantă de mașini, dar și câteva imobile, inclusiv vila de lângă București, unde ar fi exploatat sexual potrivit autorităților cel puțin 6 tinere. Printre cele 11 mașini pe care procurorii de la crimă organizată urmează să le ridice, se numără un Bugatti Chiron, evaluat la 3 milioane de dolari, dar și un Rolls-Royce de 380.000 de dolari, 2 Ferrari de peste o jumătate de milion de dolari, un McLaren de aproape 400.000 și un Porsche GT Street de peste 300.000 de dolari. Vizitatorii târgului de Crăciun de la Craiova au trecut aseară prin momente de groază. Mai multe bucăți de tencuială din fațada superioară a clădirii Consiliului Județean Dolj s-au desprins și au căzut la câțiva centimetri de o familie care își făcea fotografii lângă un brad. Atât familia respectivă, cât și ceilalți vizitatori au intrat în panică. La scurt timp după incident, autoritățile locale au mobilizat la fața locului polițiști locali și angajați ai salubrității stradale care au curățat zona. Tragedie în a doua zi din an în Timiș. Un bărbat care voia să împuște mistreț sau cerpi pe un fond de vânătoare din Crivina și a împușcat accidental colegul de vânătoare. Acesta a povestit polițiștilor că a sunat imediat la 112, dar până a ajuns ambulanța, bărbatul împușcat a decedat. Polițiștii au găsit la fața locului 2 arme de vânătoare și mai multe cartușe. Niciunul dintre cei 2 nu deținea permis pentru posesia celor 2 arme. Polițiștii l-au reținut pe trecător pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru ucidere din culpă, nerespectarea regimului armelor și muniților și braconaj. A fost haos pe aeroportul din Cluj. Niciun avion nu a aterizat ieri din cauza ceții. Cursele au fost deviate către alte orașe din România sau chiar din Ungaria. Și în cazul plecărilor, au fost zboruri anulate sau care au avut întârzieri mari. Sute de oameni au stat și au așteptat în zadar ore bune pe aeroportul din Cluj-Napoca, unii dintre ei cu bebelușii în brațe. Cea mică mai rezistă? Aveam zborul la 6.40. S-a spus vista că îl anulează pentru ora... Primul mesaj că o să fie la ora 11, după aceea s-au amânat pentru ora 12 și după aceea ne-au anunțat că zborul a fost anulat pentru anii copii. Mai avem următorul zbor disponibil săptămâna viitoare, nu. Printre zborurile anulate se numără și curse spre Barcelona sau Istanbul. Altele au avut întârzieri mari. Oamenii s-au plâns de lipsa de comunicare din partea companiilor aeriene. Nimeni nu se îmbarcă, nimeni nu face check-in, nimeni, nimic. Trebuie ceva informat? Nu, nimic deocamdată. Compania nimic. Nu va trimis nici mail, nici nimic? Nu, totul pare normal. Mi-au informat încă de loc nimic, s-a așteptat să aflară pe planul. Mergem către London. Păcate, n-am primit nicio informație, asta este cel mai neplăcut. Ce am reușit să
să vedem, să ne informăm, e doar de pe internet. Zborurile au fost deviate către Sibiu, Târgu Mureș sau chiar Budapesta, așa cum s-a întâmplat în cazul cursei din orașul german Han. Din păcate, datorită cerții pe aeroportul Cluj, sunt unele zboruri care au fost anulate, unele sunt amânate, au fost redirectate pe alte aeroporturi. Ne pare foarte rău pentru neplăcerile pasagerilor. Temperaturile neobișnuit de crescute pentru această perioadă au creat un fenomen mai ciudat la aeroportul internațional Cluj. Avem la aeroport plus 3 grade, la Muntele Beșelea sunt plus 8 grade. Când este inversiune termică, este favorizată menținerea ceții. Construit într-o zonă de depresiune, aeroportul din Cluj se confruntă anual cu astfel de probleme. Pentru a ateriza pe vreme de ceață, este nevoie de un sistem performant de ghidare a aeronavelor. Noul an va fi mai greu decât cel pe care l-am lăsat în urmă. Cine face această previziune? Aflați imediat la Focus. Nu avem bani, totul s-a scumpit, dar tradiția rămâne. Românii fac ce fac și au mese îmbelșugate de sărbători. E atât de multă mâncare încât cei mai mulți dintre noi ajungem să o aruncăm. Din păcate, foarte puțin dau mâncarea care le e de prisos celor săraci, așa că tone de alimente ajung la gunoi în această perioadă. Ce faceți cu mâncarea care vă rămâne după sărbători? O aruncăm. De ce? Pentru că suntem sătui. Anual, în țara noastră sunt aruncate peste 2,5 milioane de tone de alimente. Altfel spus, un singur român aruncă peste 75 de kilograme de mâncare. Pentru a preveni risipa alimentară, un grup de parlamentari a inițiat un proiect de lege prin care operatorii economici vor avea obligația de a oferi toate datele despre această problemă. Totodată se vor face campanii de informare și pentru oameni. Vrem să le creăm, Ministerul Agriculturii, să le creeze o platformă online în care să introducă aceste date. Pentru prima dată vom avea strategia de luptă împotriva risipei alimentare. În prima dată prevedem obligații clare, inclusiv pentru administrația publică locală și centrală de luptă împotriva risipei alimentare. Vrem, pe scurt, să facem un proces în care alimentele care astăzi se aruncă, care sunt foarte bune, care ar putea să fie folosite, să ajungă acolo unde este nevoie. Nevoia de a avea mese îmbelșugate și tendința de a exagera are legătură și cu perioada lungă în care am trăit în comunism, spun sociologii. Pentru că atunci magazinele erau goale și ne procuram alimente pe sub mână. Acum vrem să avem, doar că mult înseamnă și risipă. În ultima perioadă, relațiile astea de întâlniri nu s-au mai făcut la fel ca așa cum se făceau înainte, cel puțin pe vremea lui Ceaușescu. Toți se vizitau unii pe alții și o perioadă relativ îndelungată. Ei mergeau unii la alții, acum ies parc, ies la un cafea, ies în alte părți și atunci rămân cu mâncarea probabil mai multă, tot așteptând să le vină cunoscuți, prieteni. Pregătirea pentru a primi sau a merge în ospeție a rămas la mai mulți oameni. Și de aici pare excesul de mâncare. Ce faceți cu mâncarea rămasă după sărbători? O aruncăm. O aruncăm. De ce? Că nu mai mâncăm. Din păcate o să arunc, dar nu am foarte multă. Ce să facem? O păstrăm. Păi și dacă se strică? O aruncăm. Sunt și cazuri fericite, adică oameni care realizează că poate au exagerat cu pregătirile și donează o parte din alimente. Ar fi bine să o dăm la cei care nu au, pentru că rămâne foarte multă mâncare și costă destul de mult. Anual, în Europa ajung la gunoi 153 de milioane de tone de alimente. România se află la jumătatea acestui clasament. De 15 ani, în Uniunea Europeană, România nu izbutește să adere la zona euro, iar alte state intrate nu e mai târziu decât noi, noi au înainte. Croația, de pildă, a adoptat noua monedă de la 1 ianuarie, odată cu intrarea în Schengen. În ceea ce ne privește pe noi, specialiștii spun că tot ce ne-a lipsit a fost voința politicienilor, pentru că adoptarea euro le-ar încurca anumite interese. În urmă cu câțiva ani, România îndeplinea toate condițiile necesare, însă schimbarea monedei ar fi fost amânată nejustificat, spun economiștii. Mulțumesc.
Așa arăta frontiera Croației cu Schengen la trecerea în 2023. Oficialitățile au sărbătorit intrarea în spațiul de liberă circulație și au ridicat toate barierele, iar poliția de frontieră a îndepărtat plăcuțele instituției de la punctele de trecere. Pentru croați, intrarea în Schengen a coincis cu aderarea la zona euro, asta deși au intrat în Uniunea Europeană cu 6 ani mai târziu decât noi. Astfel, țara noastră a rămas în rândul ultimelor 7 state UE care încă folosesc moneda națională. Specialiștii pun asta pe seama clasei politice. Guvernele României pot face mai multă inflație decât vestul Europei, pot avea deficite bugetare, deci pot cheltui mai mulți bani cu nemilita și fără ordine. Au nevoie să conducă prost, au nevoie să risipească banii, au nevoie să întrețină niște sisteme publice care pierd bani și care nu pot fi, nu pot trăi decât pe datorii, pe datorii în continuare și pe inflație. Cei de la Banca Națională îi contrazic pe economiști. România vrea să intre. Este o voință politică, își dorește populația, nu îndeplinim condițiile. Pentru a putea adera la zona euro, statele UE trebuie să îndeplinească o serie de criterii punctuale. În prezent, România nu îndeplinește niciunul. Spre exemplu, inflația este de aproape 7 ori mai mare decât pragul acceptat, iar deficitul bugetar este depășit cu 1,2%. Condiții pe care țara noastră le îndeplinea între anii 2015 și 2017. Chiar BNR prezenta în acea perioadă cifrele care ne calificau. Deși România era pregătită să renunțe la moneda națională, politicienii au tergiversat procesul, până când n-au mai fost îndeplinite condițiile. Analiștii Băncii Naționale spun că, pe lângă criteriile respective, mai există unul de care Consiliul European ține cont, acela al educației financiare din statul respectiv. Suntem foarte înapoi în această privință. Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Bulgarii sunt înaintea noastră cu 15 puncte procentuale. Ăsta va fi criteriul cel mai greu, pentru că suntem și îndărătnici în privința asta. Ne lăsăm greu anțelați în creșterea gradului de educație financiară. Beneficiile aderării la zona euro ar fi nenumărate, iar România a pierdut enorm în toți anii în care politicienii nu au făcut demersurile necesare pentru schimbarea monedei, sunt de părere specialiștii. Elimină riscul valutar. Prin urmare, înseamnă o integrare mai profundă în acest spațiu economic extraordinar al Europei. Înseamnă o atractivitate mai mare pentru investițiile străine. Da? Înseamnă că te poți împrumuta la dobânzi mai mici. Estimez că nici la orizontul anului 2030 nu vom fi în zona euro. Economiștii spun că în România a existat de-a lungul timpului și mitul conform căruia, odată cu trecerea la euro, ar crește și prețurile. Realitatea este că în țara noastră au fost scumpiri mult mai mari în ultimii 15 ani decât dacă ar fi fost pusă în circulație moneda unică europeană. Noul an va fi mai greu decât cel pe care l-am lăsat în urmă. Previziunea aparține directorului Fondului Monetar Internațional, care susține că o treime din economiile mondiale vor fi în scădere în 2023. Economiile din lumea întreagă au fost puse sub presiune în 2022 din cauza inflației, a ratelor dobânzilor, a războiului din Ucraina, dar și a exploziei cazurilor COVID din China, care au încetinit producția. This is going to be a tough year, tougher than the year we leave behind. Why? Because the three big economies, US, EU, China, are all slowing down simultaneously. For the first time in 40 years, China's growth in 2022 is likely to be at or below global growth. 2022 a fost un an bun pentru concerte în România. Ce surprize ne așteaptă anul acesta, aflați imediat la Focus. Natura oferă un spectacol uluitor pe malul mării, la Eforie, acolo unde câteva sute de lebede se adăpostesc de săptămâni bune. Vremea prietenoasă și hrana din belșug le fac să nu mai plece de la noi. Splendidele păsări au devenit o atracție pentru turiști și localnici care le hrănesc aproape zilnic cu pâine și cozonac. Din păcate, în acest fel le pun viețile în pericol, avertizează specialiștii. Pe
Păsările călătoare au poposit de câteva săptămâni la Eforie Sud, iar de atunci nu și-au mai continuat călătoria. Spectacolul este fascinant pentru adulți și copii, deopotrivă. Nici nu știam că sunt aici. Lebedele sunt o surpriză binevenită. Este minunat. Soare, lebede, culori, oameni, foarte mulți oameni. Lebedele au pornit din țările scandinave și, de regulă, zboară până în țările calde, unde iernează. Doar că la noi au primit zilnic de mâncare. Specialiștii spun că grațioasele păsări au găsit la Eforie condiții optime de climă și hrană și inclusiv liniște, iar ele trebuie ocrotite. Avem în vizită, în pasaj de iarnă, lebeda de iarnă, Cygnus cygnus, un pic mai micuță, cu un gât un pic mai scurt. Pe timpul iernii ar fi trebuit să plece în sud. Nu mai pleacă, fiindcă are ce mânca. Și este prima dată când venim pe anul ăsta. Lebedele sunt, mi se par, mai puține ca anul trecut. Anul trecut au fost mai multe. Acum am făcut să mai puține față de acum 2 ani când am fost noi. Sunt mai puține. Puțin sunt cei care știu însă cu ce ar trebui să hrănească grațioasele păsări, și anume salată verde, varză tocată, porumb sau grâu. Pufuleții, pâinea sau cozonacii le fac rău. Le-am dat o felie de cozonac. Le mai hrănim, dar nu e bine cu pâine. Pâinea e coca aia care se stomac face lebeda, trebuie să-l cipește. Motivul pentru care nu este bine să hrănim lebedele cu pâine îl reprezintă sarea. Pâinea aruncată în mare se îmbibă cu apă sărată și în felul acesta sarea ajunge în organismul lor. Iar biologii spun că sarea le cauzează probleme renale. Cel mai probabil, lebedele vor rămâne pe malul mării până la primăvară. În cazul în care vremea se va înrăutăți și vine viscolul, păsările se vor adăposti în stuful de pe lacurile din zonă. La 13 ani, Ionuț știe deja ce vrea să se facă atunci când va fi mare. Pictura e pasiunea lui dintotdeauna. Pentru a-și îndeplini visul, adolescentul a luat de mic în piept greutățile vieții. Cum în satul în care locuiește nu există școală, merge pe jos 7 km, indiferent de vreme, pentru a învăța. Este și ceasul 7:29. La cât trebuie să fii la școală? La 8:30. La 8:30. Ai timp, nu? Da. Cum e să mergi pe jos atâția kilometri? Da, nu știu, Dumnezeu știe. În Cătunul Vrâncean, Hotaru, ziua începe cu noaptea în cap și se termină când se întunecă afară. Ionuț are doar 13 ani, dar nu se teme să meargă singur-singurel pe margine de pădure, până la locul de întâlnire cu microbuzul școlii. Pe drum, băiatul își pune la cale viitorul, un viitor în care vrea să fie pictor. M-am inspirat de la biserică. Și de la ce vezi în jurul casei, probabil, nu? Da, nu. Ce văd de câte ori m-a dus la biserică. Și aici e un înger păzitor care păzește floarea Maicii Domnului. Visul meu este să fiu pictor. Părinților, oameni simpli, crescători de animale, nu le vine să creadă, dar sunt gata să-l susțină, chiar dacă financiar le-ar fi foarte greu. Ați avut vreun pictor în familie? Nu. O să aveți acum? Cred, probabil. Dacă lui îi place. Povestea lui Ionuț a ajuns și la Moșul cel Bun, care i-a trecut pragul casei înainte de Crăciun. Surpriza a fost atât de mare că toată familia a rămas fără cuvinte. Moșul a venit și la el anul acesta cu un set de acorele, de un set pentru un mic pictor, să zicem așa. Credeți în talentul lui? Da, orice muncă va primi cândva și o răsplată, după părerea mea. E mai fericit Revu? Sigur. De ce? Îl susțineți să lucreze, să meargă mai departe pe linia aceasta? Sigur. De la cine credeți că a moștenit talentul? Cred că din capul lui, la prins, nu știu. Chiar dacă drumul spre școală este nevoios și lung, Ionuț și-a păstrat bucuria de a visa și puterea de a lupta pentru împlinirea viselor sale. 2022 a fost un an bun pentru concerte în România. După pauza din pandemie, o mulțime de staruri internaționale au urcat pe scenele de la noi. Și a fost muzică pentru toate gusturile. De la Maluma, J Balvin și până la Iron Maiden și Kiss, cu toții au concertat în România. Iar 2023 se anunță plin de surprize. Rockerii de la Kiss au încins atmosfera în iulie la București. Tot în capitală, Iron Maiden a făcut un show pe cinste.
Un spectacol sold out a fost cel al britanicilor de la Arctic Monkeys, care au urcat pe scena de la Summerwell. Nu doar iubitorii de muzică rock au avut motive de bucurie în 2022. Fanii muzicii latino au petrecut cu Maluma, artistul care scoate hituri pe bandă rulantă. Iar la Cluj, pe scena de la Untold, cap de afiș a fost un alt columbian, J Balvin. Tot la Cluj a concertat și legendarul Sting, artistul care de-a lungul carierei a vândut peste 100 de milioane de albume. Nu ne rămâne decât să-i aplaudăm pe cei care au urcat pe scenă în 2022 și să privim spre noul an care se anunță spectaculos. Pe scena de la Untold va urca una dintre cele mai iubite și premiate trupe de pe planetă, Imagine Dragons. De-a lungul anilor, trupa care se aude la radiourile din toată lumea a câștigat numai puțin de 10 premii Billboard. În 2023, în România, va concerta și nimeni altul decât Sam Smith. Surprizele pentru iubitorii de muzică nu se termină aici. Robbie Williams va reveni pentru a treia oară în România. Formidabilul artist e cunoscut pentru show-urile live fantastice. Robbie Williams și Sam Smith vor fi cap de afiș la festivalul Summer in the City, organizat în Piața Constituției din București pe 3 și 4 iunie. Biletele pornesc de la 449 de lei și au fost deja puse în vânzare. Pele va fi înmormântat astăzi în cimitirul supraetajat Memorial Necropole Ecumenica din Santos. Detalii despre locul neobișnuit în care va fi inhumat fostul rege al fotbalului aflați imediat la Focus. Doi deputați senegalezi din opoziție au fost condamnați ieri la 6 luni de închisoare pentru că au atacat fizic o colegă din Parlament care era însărcinată. Deputata pro-guvernamentală a fost pălmuită și apoi lovită cu piciorul în burtă în timpul unui vot de rutină privind bugetul Ministerului Justiției. Bătaia a fost declanșată de remarcile făcute de deputată față de un influent lider musulman care susține opoziția. După ce s-a restabilit ordinea, femeia a leșinat și a primit îngrijiri medicale la spital. Pele va fi înmormântat astăzi în cimitirul Memorial Necropole Ecumenica din Santos. Locul în care Pele va fi înmormântat este unul cu totul neobișnuit. Cimitirul este vertical, are 14 etaje, 14.000 de cavouri, o cascadă și un muzeu auto. Sicriul va fi transportat pe străzile din Santos către cimitirul Memorial Necropole Ecumenica, unde Pele va fi înmormântat în prezența membrilor familiei și prietenilor apropiați. Forțele armate ucrainene susțin că au ucis 400 de soldați ruși în Makiivka în noaptea de anul nou. Potrivit publicației Pravda, soldații ruși erau staționați în clădirea unei școli profesionale locale. Rusia confirmă explozia de la școala din Makiivka și anunță un prim bilanț oficial, 63 de morți. Inițial, Moscova nu a recunoscut aceste pierderi, ci rănirea a 15 persoane în atacurile cu rachetele HIMARS.
Cu ocazia noului an, împăratul Japoniei s-a adresat supușilor de la Palatul Imperial din Tokyo. Este prima urare de anul nou pe care o face în ultimii 3 ani în contextul relaxării restricțiilor impuse de pandemie. Alături de el au participat soția, tatăl lui, dar și fiica. Aceasta se află pentru prima dată la un astfel de eveniment. Cei peste 9.000 de japonezi prezenți la palat au fost aleși prin tragerea la sorți.感染症の感染拡大などによって皆さんには多くのご苦労があったことと思います。3年の月日を経て今日こうして皆さんと一緒に新年を祝うことを誠に嬉しく思います。 Celebrul actor din seria Marvel, Jeremy Renner, este în stare critică după ce a suferit un accident grav. Acesta s-a accidentat în timp ce curăța zăpada la locuința sa din statul Nevada. Actorul a fost transportat cu elicopterul la spital, iar medicii spun că starea lui este stabilă. Statul Nevada a fost afectat de ninsorile abundente zilele trecute. Au vrut o schimbare și au încercat oceanul cu degetul. Visul american a luat mințile multor celebrități de la noi, dar puțini au reușit să-și facă o viață peste ocean. Au vrut ba pe marile scene, ba chiar la Hollywood. Unii au trăit bucuria reușită, iar alții au renunțat la planuri încă din fașă. Visul american a atras mulți români de-a lungul anilor. Unii au plecat cu gândul că niciodată nu se vor întoarce. Alții și-au urmat visul de a deveni celebri. La Hollywood, mulți au visat, dar puțini au ajuns. Maria Dinulescu este actrița care a crezut că poate mult mai mult. A lăsat actoria românească și a făcut bagajul și pe aici ție drumul. Până la porțile cetății filmului nu s-a oprit. Din păcate, n-a fost cu noroc. Gurile rele spun că accentul i-ar fi pus grave opreliști, așa că a renunțat. Nici în România nu s-a întors și a zburat tocmai la Dubai, unde ar fi dat lovitura pe piața imobiliarelor. Nimic nu-i mai lipsește acum. Lily Sandu și-a încercat norocul peste hotare. 7 ani și jumătate i-a petrecut în Statele Unite, dar s-a întors acasă, unde acum are o familie tare frumoasă. Și Crima a crezut că își schimbă viața. A plecat în America, a rămas însărcinată, dar din cauza problemelor cu tatăl copilului ei, a luat decizia de a se întoarce acasă. Departe de România a fugit și fosta doamnă Columbeanu. Scorpia de la Izvoran, cum era numită, o duce bine mersi și acum peste ocean. De puțin mai norocoasă decât altele. Stă la brațul unui important om de afaceri, o are alături și pe fiica ei, iar viața pare chiar roz. La fel cum pare și viața lui Catrinel Sandu. Bine, acum e așa, pentru că a avut și ea o perioadă nefastă. A divorțat de tatăl fetițelor ei, iar acum doarme lângă cel care a reușit să-i fure și să-i vindece inima. Catrinel s-a căsătorit cu un american și susține că e mai fericită ca niciodată. Mai are culoare iubirea. Mai are, mai are, hai spune-mi că da. Din cale afară de bine o duce Ana Maria Ferenț. Artista nici nu se mai gândește la vreo revenire în țara natală. L-a cunoscut pe Douglas, a mutat-o la fermă și duce o viață ca în filme. Acum poate spune că are și copii. Cu 5 a venit domnul la pachet, așa că nimic nu le lipsește. Tot la Hollywood a vrut să îmbătrânească și Monica Bârlădeanu. 13 ani a stat în America, dar până la urmă tot mai bine e acasă, cum de altfel a considerat și Florin Piersic Junior, atunci când de peste ocean s-a întors în România. Ronaldo a trimis primul mesaj din postura de jucător a lui Al Nassr. Portughezul le-a vorbit fanilor chiar din avionul care îl ducea la Riad. Ce surprize îi pregătesc suporterii? Aflăm în scurt timp la Focus după publicitate.
Însă mai întâi mergem pe continent și, la fel ca și ieri, vremea va fi închisă. În vestul Regatului Unit și în nord-vestul Rusiei vor fi ninsori și lapoviță și se va depune strat consistent de zăpadă. În țările de jos și cele baltice vor fi precipitații mixte, iar vântul o să bată destul de tare pe ocean. Dar găsim și vreme frumoasă în Grecia, în Portugalia și în vestul Spaniei. Iată, la Atena, maximele astăzi vor ajunge până spre 17 grade. Mergem mai departe cu țara noastră. Acum de dimineață avem cod galben de ceață în județele Vaslui, Olt, Giurgiu, Telorman, Maramureș și în zona joasă a Bacăului, cod valabil până la ora 10. În aceste zone vizibilitatea este scăzută sub 200 de metri și în funcție de condițiile meteo s-ar putea forma polei sau ghețuși. Mergem mai departe cu restul țării. Temperaturile mai scad. Vom avea temperaturi maxime cuprinse între 6 și 16 grade. Va ploua slab pe arii restrânse în partea de vest, în centru și în nord. Pe crestele montane și în sud-vestul Olteniei, vântul o să bată. Mâine, valorile termice continuă să scadă, în special în regiunile extracarpatice. În sud și sud-est izolat vor fi ploi slabe, iar la munte, în a doua parte a zilei trecător, va fi lapoviță și ninsoare. Maximele se vor situa între 5 și 14 grade. Joi vor fi ceva norări în jumătatea de nord a țării și va ploa slab. La altitudini mari va cădea lapoviță și ninsoare, iar pe creste vântul o să fie puternic. Maximele se vor încadra între 5 și 15 grade. În capital o să avem parte tot de vreme frumoasă, chiar dacă temperatura mai scade astăzi un pic. Maxima va urca până spre 14 grade, soarele o să strălucească pe cer. Mâine, în schimb, nu o să se prea arate, pentru că vremea va fi închisă și vom avea în jur de 10 grade. Joi o să simțim vântul, vor fi cam 12 grade, iar de dimineață se anunță ceață. La munte, vremea se menține plăcută, mai scad ușor valorile termice și acolo, pe arii restrânse în munții Apuseni și în Carpații Oriental va ploua ușor, iar la altitudini mari, noaptea în special, va fi lapoviță și ninsoare. În jur de 12 grade sunt anunțate astăzi la Păltini și 10 la Sinaia. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Ne revedem la Focus 18. Sunt cozi la Vatican pentru un ultim omagiu adus fostului papa Benedict al XVI-lea, care a murit sâmbătă la vârsta de 95 de ani. Trupul său a fost expus în Bazilica Sfântul Petru din Roma și avem chiar și noi acum imagini live de acolo. Funeraliile încep joi dimineață și vor fi prezidate de Papa Francisc. Cele mai înalte oficialități ale statului italian au venit deja la catafalc. Președintele Republicii Italiene, Sergio Mattarella, și premierul Giorgia Meloni au adus un omagiu suveranului pontife cu câteva minute înainte ca Bazilica Vaticanului să fie deschisă publicului. Doamnelor și domnilor, Focus 8 se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Rămâneți pe Prima TV, Livia Graur vă așteaptă la Focus 14. Noi ne revedem mâine dimineață la ora 8. Să aveți o zi excelentă în continuare.